Bună seara, stimați telespectatori! Dacă ar fi să spun despre cineva că trăiește pentru această țară și că fiecare secundă din viață o dedică acestei țări și în toate felurile, și din punct de vedere spiritual, și din punct de vedere polemistic, și din toate punctele de vedere, e bine, în primul rând, cred că m-aș gândi la invitatul meu de astăzi, generalul Mircea Chelaru. Bună seara, domnule general! Mă flatați! Mă flatați și nu pentru faptul că oameni suntem. Nu ar fi bine primit asemenea cuvinte, dar să știți că asemenea mie sunt zeci și iarăși zeci să știți de că români m-am gândit. Și vă bag inclusiv pe dumneavoastră într-o categorie nu subadiacentă, ci complementară. Oricum, și cei care ne privesc sunt convins că trăiesc zi de zi, clipă de clipă, sentimentul nevoii de sine. Numai că, așa cum spunea un lider politic anterior, chiar dacă toți gândim aproximativ, nu avem fie curajul să o spunem, fie nu găsim cuvintele potrivite să ne exprimăm. Cred că aici este secretul nostru. Trebuie să învățăm să ne exprimăm în tocmai cum simțim, maturat cuvântul de gândul curat. De gândul curat, de buna creștere, de înțelegerea celuilalt. Sunt foarte multe aspecte pe care, din păcate, lumea le cunoaște din ce în ce mai puțin. Sincer, aș fi vrut să dau titlul acestei emisiuni simplu, precum titlul filmului Mel Gibson, Patriotul. Deci chiar așa mă gândeam. Dar ideea este că vrem să facem o comparație, fiind o perioadă centenară vis-a-vis de niște momente unice, niște momente de glorie absolută a armatei române și a poporului român în același timp, vreau să facem astăzi o comparație între starea de spirit de la 1917 și starea de spirit de astăzi. De ce vreau să facem această comparație? Sigur, argumentele pentru situația de acum un veac nici nu trebuie să le mai aduc. Argumentele însă pentru perioada noastră sunt multiple și sunt legate de armată. Ori avându-l aici pe fostul comandant al armatei, pe fostul șef al Marelui Stat Major, e firesc să îl întreb și cum vede situația din ziua de astăzi, când armatei și poporului îi se cer acceptarea anumitor misiuni, acceptarea anumitor situații și în același timp militarii de astăzi sunt supuși unui fel de, eu văd chestia asta ca jurnalist, unui fel de bombardament mediatic, adică subliminal militarilor li se cere, dar li se și ia. În fine, vom ajunge și la acest capitol. Haideți să începem cu începutul. Și anume, domnule general, vorbim despre această perioadă centenară, s-a vorbit din punct de vedere istoric, însă dumneavoastră treceți dincolo de această, să zicem, înșiruire istorică, pentru că, în fond, viața dumneavoastră înseamnă un studiu perpetu, un studiu al istoriei, un studiu al scrierilor despre perioadele istorice. Spuneți-mi dumneavoastră cum priviți această perioadă a triunghiului de foc, al triunghiului de glorie Mărăș-Mărășeștoi-Tuz, de la care sărbătorim acum un veac. Frumoasă metaforă. Triunghiul de foc, triunghiul de glorie. Asocierea între foc și glorie este binevenită, pentru că gloria pe străbun cinstește, în zadar cu ea nepotul se fălește. Sau, cum spune, spuse Coșbuc la vremea respectivă, înțelegând prin aceasta ceea ce și Eminescu încrimina, că jertfa străbunilor este lauda epigonilor. Dacă nu știi să fii continuator de mărăție și de demnitate, pentru că pentru asta au luptat străbunii noștri. O comparație simplă ar trebui să dea și un răspuns simplu. Din păcate, lucrurile au o complexitate enormă, nu o complicațiune mare, o complexitate care nu poate fi pătrunsă decât de mintea cinstită și inteligentă. Sunt foarte multe minți sclipitoare, dar care nu lucrează cinstit pentru neamul românesc. Le mistifică,
le abandonează, le maculează, le reduc la un minimal care devine minor. O cultură minoră, o națiune minoră, un popor minor. Exact. Cam aici, expresia aceea românica. Cam aici se îndreaptă discursul celor care chipurile și-au arogat dreptul, întâietatea și paternitatea formatorilor de opinie. Și atunci nu facem altceva decât să luptăm pentru a reconstitui din toate spărturile astea idiote adevărul reansamblat, deci folosesc tautologic, a reconstitui și a reansambla, întărind prin metaforă ceea ce înseamnă menirea noastră de păzitori identitari. Păzitorii identitari trebuie să se întoarcă la naturalul acestei națiuni, la adevărul indestructibil construit cu jertfă acestui popor, a tuturor românilor și românității în dezvoltarea civilizației europene. Iată că mă puneți să fac o comparație. Încă nu v-am pus să faceți o comparație, dar mă rog. E bine. Fiecare etapă istorică își are caracteristica sa. Unele de, să spunem, de înaltă spiritualitate, alții de cultură avansată într-un anumit domeniu, altele de înaltă tehnologie, cum suntem acum. Ceea ce dă măsura unei civilizații, și eu vorbesc despre civilizația românilor, este statornicia, continuitatea și credința. Deci statornicia lui de a rămâne pe aceleași pământuri, continuitatea, că nimeni nu a putut să-l dizloce din zămislirea sa, și credința care are și continuitate și așezare într-un pilon străbun până în zilele noastre, a făcut să primească în cele de urmă aprecieri pe care ni le ascund unii. Noi răsfăim în colbul istoriei, dăm deoparte cât putem de mult, dăm deoparte chiar, haideți să spunem, acea mastică pusă peste cuvintele care ne laudă sau ne îndreptățesc să avem dreptul la laude, din ce cauză nu e locul. Știm că există atitudini răuvoitoare direct țintite, nu este nicio teorie, a conspirației, de a minimaliza rolul nostru și de a fi rămas oarecum fiecare pe spațiu de influență hegemonică. Unii pe la austrieci, alții pe la ruși, alții pe la turci, dar numai să nu fim împreună. E, din acest punct de vedere trebuie să fim foarte atenți cum în cronica spiritului aducem înapoi spiritul acasă și arătăm că este numitorul comun, este chiar numitorul comun cel mai mare. Corect. Asta spun, de asta fac și această emisiune. Foarte cu bine. Cu toate controversele, am venit cu drag, chiar dacă acum eram în drum spre Mărășești, că mâine avem această întrunire. Dar ce fel de întrunire? Că nu e organizat nimic oficial, din câte știu. Dar, iertați-mă, poporul nostru nu are nevoie de abordări oficiale. El trăiește. Este acțiunea ligii femeilor ortodoxe, continuatoarea ligii constituită sub patronajul unicei, cum îmi place mie să spun, unicei regine a României Mari, Regina Maria, care a construit monumentul de la Mărășești. Și aceste femei în ligă se adună... Eu spunem mai mult, datorită Reginei Maria am și obținut victoria de la Mărășești. Asta e o problemă interesantă, da. Vorba de momentul crucial al Marii Bătării. Dar ne întoarcem. De-aia am și acceptat ideea de a veni, de a rupe din timp și să împărtășim din ceea ce, din jertfa propriului timp, a vieții noastre, adunăm cu foarte mult discernământ, să dăm înapoi ceea ce pe de o parte a fost pierdut, pe de parte ascuns, pe de altă parte răstălmăcit. Și să dăm exact ceea ce vorbește lumea despre noi. Că nu ești nimic altceva
decât ceea ce te văd ochii celor din jur. Oricât de mult ne-am crede noi frumoși, deștepți, să se mai departe. E suma percepției integrate a celor din prejurul tău. Eu merg pe definiția, mai curând pe definiția lui Wittgenstein, și anume că lumea este totalitatea faptelor. Ori, în ceea ce privește 1917, există un cumul de fapte. Dincolo de subturi, dincolo de faptul că dacă Regina Maria n-ar fi insistat să se rămână pe loc, să nu se mute guvernul, să nu se mute conducerea țării la Odessa, la Odessa cum era prevăzut, probabil că nu mai ar fi avut loc nici aceste bătălii și așa mai departe. Dar faptele soldaților, faptele efortului popular de atunci rămân și sunt definitorii pentru noi. Astea sunt formatoare de neam, faptele. Faptul că, așa cum a spus, s-a insistat și a rămas pintenul de rezistență în capitala rezistenței românilor, Iași. Având această suflare fierbinte a guvernului și a regalității în spatele comandanților, că dacă îl trimiteam la Odessa sau dincolo, mai departe, chiar către Kiev, cum erau variantele, probabil, nu zic probabil, cu siguranță, altfel se produce o mutație în spiritul de luptă. Lasă că mai avem până, mai avem încă, să-i prea departe. Nu, e o dublă interpretare. Este forța majoră a ultimei redute de rezistență teritorială și să nu uităm că Moldova acelei vremi, Moldova ciuntită la 1812, avea în spate nu umbra lui Mircea de la Cozia pe care o cinstim și o reverem, avea în spate spiritul marelui voievod Ștefan cel Mare. De ce insist? O să arătăm telespectatorilor care urmăresc această emisiune un document unic. Astăzi este o coincidență formidabilă. Formidabil, și ne adresăm chiar domnului Vlad Nistor, șeful departamentului centenar de la președinție. Astăzi se împlinesc 100 de ani de când a avut loc memorabilul discurs al ministrului Albert Thomas, ministru de război și al armamentelor Franței, la Sorbona, în prezența președintelui Republicii, a președintelui Senatului, a președintelui Camerei Deputaților și al ministrului delegat al României, în care ceremonie se înmânează națiunii române steagul de luptă al lui Ștefan cel Mare, brodat, instituit și sărutat de către preoții moldoveni la anul 1500. Cum ajunsese acolo? Ei, putem să intrăm în această frumusețe spirituală? Așa, facem o scurtă paranteză la subiect. Știți foarte bine că România, după declarația de război din 14-15, respectiv 27-28 și intrarea în război în 1916, corespunzător planurilor și tratatelor convenite cu aliații, cu Antanta, a trecut Dunărea. A trecut Carpații și concomitent a trecut dincolo de Silistra și Turtucaia. De ce? Pentru că trebuia ca și forțele aliate să deschidă frontul în sud, în Grecia, să urce și să prindă tot ce era în interiorul Bulgariei între două fronturi. Comandantul acestor forțe aliate de sud era generalul Sarai. Ei bine, nu s-au ținut de cuvânt. N-au deschis frontul, cunoaștem nenorocirea care s-a întâmplat, toate forțele ostile României s-au putut concentra pe capetele de pod, dincolo de erorile și de întâmplările Dunării umflate care a distrus și de podul. Faptul că banii de înarmare fusese furați. Lăsăm deoparte. Există această introducere, nu intrăm în analiza criticistă. Generalul Sarai trece la ofensivă mai târziu, devansează trupele, ajung și în cele din urmă, în primăvara lui 1917, depășește inclusiv muntele Atos, intră în Bulgaria
Și acolo, un caporal francez, care din întâmplare era și student la filologie, secția de slavonistică. Francez, bineînțeles. Descoperă un steag în mănăstirea Zogravu din Muntele Athos și îl desfășoară și îl citește. Și constată că este un steag vechi de luptă din anul 1500 al lui Ștefan cel Mare, păstrat cu grijă la această mănăstire, cu Sfântul Gheorghe, ucigând balaurul, simbolul de luptă al lui Ștefan cel Mare, cu toată povestea lui. Îi raportează generalului Sarai despre ce a găsit, acesta îl trimite de urgență la Paris. Și deci o întreagă poveste extraordinară. Identificând această forță a drapelului, intrând în legenda acestui steag de luptă al lui Ștefan cel Mare, francezii își dau seama de marea lui forță simbolică. De aceea spun că bătăliile de la Mărești, Mărești Oituz, din vara lui August 1917, stă sub semnul steagului de luptă al lui Ștefan cel Mare și al îndemnului pe aici nu se trece, pe care Regina Maria, comandantul onorific al regimentului 27 Roșiori, în uniformă de colonel, era la cota 420. Ca să nu mă desprind de subiect, cercetările au fost făcute la Iași. În 1999 chiar am insistat în traducerea acestei lucrări de către istoricul Curt Treptău, lăsăm deoparte partea omenească a lui, ci de ca istoric. Absolut, un istoric. El a scris o carte extrem de importantă, Românii în Primul Război Mondial, și această informații, cu toate documentațiile, le găsim în această carte din 1999. Ea nu se găsește pe piață, a fost într-un număr foarte restrâns, numai că, identificând această istorie formidabilă, în 1999 am luat drumul steagului și l-am descoperit undeva într-un cufăr, aproape distrus, mucegăit, într-o hrubă a Muzeului de Istorie a României. Cu aprobările necesare, l-am luat, l-am dus la Iași și împreună cu Mitropolitul Moldovei de atunci, părintele Daniel, da. Așa cum a fost steagul, au fost date măicuților de la neamț și am reconstituit în tocmai un nou steag, sănătos, proaspăt, ai doma, cum spunem noi. În tocmai, nu copy-paste, ci lucrat în fir de aur, așa cum a fost făcut el inițial în 1500, și în anul 2000, în calitatea mea de șef al statului major general, cu aprobarea protocolului de stat și a celorlalte instituții aferente, pe carul de luptă, a fet de tun, steagul lui Ștefan cel Mare a făcut copia preluată fidelă a sabiei lui Ștefan de la Istanbul, a făcut acel periplu în întreaga Moldovă și în locurile valahe, unde Ștefan a purtat bătălii. S-a uitat. Am vrut să trecem cu steagul alegoric, cu carul alegoric și în Basarabia, iar domnul Lucinski a trimis atunci, președintele Republicii Moldova, a trimis un mesaj simplu. Ce, domnule general, vreți să faceți răscoală în Moldova? Însemnând ce? Da, văzând că pe une trece, de exemplu, la Târgu Neamț și la Baia, au fost peste 20.000 de oameni adunați. La Brăila, la final, unde a fost ultima intervenție, când a dat foc raiale turcești, a lui Ștefan cel Mare, în fața, numai în piața centrală, era primar atunci domnul Lungu, Dumnezeu să o odihnească, erau peste 15.000 de oameni. Deci oamenii au nevoie de a se întoarce la ce? La forța măreției spirituale pe care a avut-o. Domnul Jean, stați, vorbiți de perioada 2000. Atunci a fost periplul steagului. 2000 a fost un an în care lumea a încercat să gândească altfel. Atunci a fost și povestea cu Vadim, care a ajuns să fie poate câștigător. Să nu ne întoarcem. Mă îndoiesc că starea de spirit de astăzi este la fel de potrivită acestui periplu cum a fost în 2000. Să nu dați poporului cât poate să îndure. Revenind, uitați-vă aici. De ce revine asupra lui Mărește 100, da? Mărășește 100. Exact.
Mărășește 100 se află plenul sau vârful de sarcină a luptelor, a fost în august, între 3 și 17 august. Stil nou, da. Dați-mi voie să reproduc această formidabilă abordare de discurs public, discurs politic, istoric. N-ar trebui ca niciun istoric să treacă peste așa ceva. E un document necunoscut încă. Și să ați voie să spun, acest ministru al armamentului și producției de război, care a trecut prin Rusia, a trecut prin Moldova, a înzdrevenit întreaga misiune Betlo. El a dat dispoziții ca armamentele și munițiile de ultimă oră ale Franței să fie aduse și să fie armata română. Iată ce spune. În 28 iulie 1917. Astăzi în câte suntem? 28 iulie acum 2017, 100 de ani. Da? Extraordinar. La Sorbona. Cu ocazia înmânării solemne României a drapelului lui Ștefan cel Mare, descoperit de trupele franceze la mănăstirea Zugravu, muntele Athos, și trimis în Franța de generalul Sarai. Domnule președinte al Republicii, domnule președinte al Senatului, domnule președinte al Camerei Deputaților, domnule ministru al României, doamnelor și domnilor. Cu mândrie și emoție mă asociez aici Guvernului Republicii la înmânarea solemnă a acestui drapel al lui Ștefan cel Mare, reprezentantului Guvernului României și al națiunii române. Acest drapel este simbolul victoriei. Da, el este simbolul scumpei voastre victorii scump plătite, este prețul atâtor suferințe și atâtor sacrificii. El este simbolul eroismului românesc, însuflețit de-a lungul veacurilor, de aspirațiile seculare a neamului vostru. Cronicarii au povestit în ce împrejurări și după câte încercări acest drapel al lui Ștefan cel Mare a fost trimis la mănăstirea Zugravu. Trec peste elementele de istorie ștefaniană pe care le invocă, nu pentru că nu merită citite, ci din considerația timpului avut la dispoziție. Este de reținut că el a spus așa, reține ministrul astfel. Cronicele mai spun că Ștefan s-a spovedit la întoarcerea din drumul Hotinului la Voroneț, iar în somnul său i se arată Sfântul Gheorghe. Deci francezii preiau inclusiv această superbă legendă, acest mitos interior al poporului român. Ștefane, ai încredere în tine. Nu te înspăimânta de hoardele turcilor, ci adună-ți oștele. Năpustește-te asupra dușmanului la sunetul cortului și vei învinge. Parcă l-auzim pe Eminescu. Doamnelor și domnilor, în toată admirabila istoria României, nu găsiți alt simbol ca viața acestui prinț, Ștefan Voievod, care timp de 47 de ani a rezistat cotropirii turcilor, polonilor, tătarilor, care au invadat pământul românesc. Iată cum și urmează solemnitatea de înmânare a drapelului și acest drapel de luptă al lui Ștefan cel Mare este dus în țară, este readus în România și sub semnul acestui drapel are loc sau au loc marile bătălii de rezistență ale neamului românesc. Domnule general, eu mi-am permis, da, vă rog. Dar nu am să trec peste o altă apreciere, pentru că ați adus în discuție armata. Ia uitați-vă ce spune acest ministru de război în fața președintelui Franței. În fine, ceea ce doresc să evoc în fața dumneavoastră, așa cum am văzut-o cu ochii mei, este tocmai imaginea acestei admirabile armate române, astăzi refăcute. 28 iulie 1917. Da, frați români, noi știm ce ați îndurat în toamna anului 1916. Am văzut pe hărțile voastre coborârea armatelor germane prin toate văile Carpaților, tentativele ce încercau să distrugă armata dumneavoastră. Apoi, când se credea că sunteți zdrobiți, când se credea că niciodată nu veți redeveni o forță activă în Coaliție pentru Libertate,
ați revenit la viață, armata dumneavoastră a reînviat. Închei? Da, prieteni români, noi vă iubim. Noi toți v-am spus-o astăzi. Dar vă iubim de asemenea și din alte motive. Vă iubim ca reprezentați ai latinității acolo unde pe frontul oriental, în marele conflict, se desfășoară cu inimile și trupurile voastre. Este o scrisoare care arată, fără teama de a greși, impresia unei elite franceze adunate în aula Sorbona, în plenul Academiei, în prezența președintelui Franței. Imaginea românității, a armatei, a brațului armatei României, a idealului de libertate, de neatârnare acestui popor. Și dacă îmi dați voie să completez, Franța acelei perioade, de asemenea, se afla la momentul de maxim eroism al epocii post-revoluționare franceze. Da? Pentru că Franța tocmai era în timpul bătăliei de la Verdun, când au dat o dovadă extraordinară de eroism, inegalabilă. Domnul Dragoș. Deci acea generație eroică a Franței lăuda generația eroică a României. Ne întoarcem la triunghiul de foc. 11 iulie au început bătăliile la Mărăști. În România s-a mers pe burtă. 9, 10 iulie chiar, mă rog. Da. Deci în dimineața... Eu țin minte că exact 10, pe 11 iulie avem certificatul de deces. Pe 19 iulie la Mărești, fratele bunicului meu de pe tată, Vasile Chelaru, a murit, s-a jertfit. În 11 iulie 1917 la Mărești. Cine va trece vreodată prin Mărești, cei care vă uitați la mine, pe obeliscul de la Mărești, fața dinspre sud, de sus în jos, al șaselea, o să vedeți pe Vasile Chelaru. Este fratele bunicului meu de pe tată. Nu o spun pentru a mă lăuda ca un epigon de ce au făcut strămoșii. Fiecare are un strămoș, de la soldat până la general, amestecat în pământul aceste țări cu sângele și oasele sale. Oare credeți că fiecare însă e conștient că are așa ceva? Nu. Am uitat să mulțumim zi de zi celora cărora le datorăm existența de astăzi. Așa. Cultul eroilor nu este cultul neapărat al morților. Să nu confundăm una cu alta. Și cine nu știe să-și săvârșească în rugăciunea proprie și să mulțumească atunci când bagă o bucățică de pâine în gură, cu minicătura, să spună: mulțumesc ție, Doamne, că mi-ai dat moși și strămoși care mi-au ținut neamul și pământul și pentru care eu exist astăzi. Asta este învățătura de spirit al acestei misiuni. Apropo de acest moment, știți că în Rusia, odată cu 9 mai, se petrece și acel marș al nemuritorilor. Când o populație imensă, un număr imens de ruși defilează cu poza strămoșului care a murit în Marele Război pentru apărarea patriei, cum spune războiul mondial. E de curând asta. Nu e de curând, e o tradiție veche. Nu, este de curând, înseamnă după 1990. Vă spun eu, după Uniunea Sovietică. Eu știam că era și în perioada Uniunii, dar în fine. Nu, după desfințare, pentru că, și mai ales după legea care a ieșit acum în Federația Rusă, este legea care vizează direct eroicizarea, citez, eroicizarea istoriei. Adică, haideți să ne aducem aminte că acest popor, spune în lege, este poporul neînvins. Și atunci trebuie să mulțumim tuturor celor care au ținut această imensă țară. Că au fost în perioada de formare a Imperiului Țarist, că au fost în perioada Uniunii Sovietice. Ei au spus: domnule, asta este istoria noastră, noi trebuie să o eroicizăm. Mă pun întrebarea, oare de ce românii n-ar avea o istorie eroicizată, eroică, pentru că chiar noi avem așa ceva? Dar credeți că, uitați, apropo de marșul ăsta de la Moscova, la care participă și Putin, l-ați văzut cu poza bunicului său, în fine. De ce n-am putea face și noi în România așa ceva? Tot așa, un marș cu poza unui înaintaș care și-a dat viața pentru țară. În primul rând, pentru că elitele noastre... Da, elitele, lăsați-le încolo de elite. Pentru că elitele noastre, puneți-mi astea ghilimele, sunt mimetice.
copy-paste. Da, din păcate. Ele nu exprimă aspirația și așteptarea unei națiuni, ci sunt portavoce unor curente exterioare care nu ambientează cu rotundul identitar. Mă uit acum ce au semnat unii europarlamentari la Bruxelles cu privire la lichidarea identităților națiunilor. Dacă așa stau lucrurile și noi încercăm în acest centenar să arătăm că aici a avut loc o bătălie imensă, este Verdunul răsăritean al primului război mondial. Că dacă noi nu opream pe Mackensen aici, cu trenul Feldmareșal, în 2 săptămâni lua masa la Moscova. Greu de crezut, dar în fine. Se poate. După cum erau, este posibil. Așa își planificase el. Da, bine. În al doilea rând, am mai spus-o într-o emisiune, cu ocazia asta, dacă îi lăsam să treacă, nu știu ce se întâmpla cu noi, oricum nu mai eram în România stat unitar. Asta e problema. Sigur nu asta era. Asta e marea problemă. Dar nu mai era nici Uniunea Sovietică bolșevică. Și astăzi e o problemă. S-ar putea să dar noi am apărat ce? Cauza tot germană a fost cauza și interesul națiunii, a conștiinței unității unui neam întreg. Pentru că statul național este un instrument. Numai voința și aspirația unei națiuni a celor care vorbeau aceeași limbă, de aceeași credință, a obligat marile puteri să spună, da, domnule, asta este realitate, trebuie să o recunoaștem, să o consfințim. Statul național unitar român a fost consfințit de-abia în 1920 la Trianon. Da. Adică să nu le amestecăm. Sigur, aveți dreptate. Ceea ce se face Trianon 100 nu este vorba despre asta. Este vorba despre recunoașterea marilor puteri a unui stat-națiune care s-a clădit prin propriul sacrificiu. El nu a fost înființat peste noapte precum Ungaria. Ungaria nu exista. Ungaria a fost făcută printre anul 100. I s-a dat dreptul să fie stat. Până atunci era dualismul austro-ungar, în care ungurii erau amestecați în toate celelalte regiuni, dar li s-a dat un stat al lor pentru prima dată în istorie. Reflectați-vă ce vă spun, că așa este. Da, așa este. Și să încheie această buclă, m-ați obligat la o paranteză, dați-mi voie să închei cu discursul aceluiași mare om în fața președintelui Franței. Albert Thomas. Exact. Și asta am să o citesc ca și discurs final. Și am putea rosti împreună, se adresa el adunării prezente, și frumoasa rugă a lui Ștefan cel Mare pe care am scris-o, pe care a scris-o pe steagul său. O mare Sfinte Gheorghe, spunea Ștefan cel Mare, iar noi vom spune acum, citez iarăși pe Thomas, o libertate, tu care ești întotdeauna victorioasă, tu care în nenorociri și încercări de cumpănă ne aduci un sprijin prompt și o puternică ajutorare, care dai celor îndurerați nespusă bucurie, primește de la noi și păstrează acest standard în acest secol și în cele viitoare, pentru ca noi să te slujim pe vecie. Și cum Franța, încheiat citatul, și cum Franța și România sunt azi unite în întristare și luptă, ele vor rămâne dincolo de victorile viitoare, unite pe vecie, în pacea triumfală a dreptului, pentru a te sluji pe tine o libertate. Așa s-a încheiat discursul pentru România, pentru națiunea română, pentru armata română, pentru cinstita sa demnitate într-o istorie și făcătoare de istorie, la 28 iulie 1917, în aula academică la Sorbona, în prezența sublimei conduceri a Franței de atunci. Ce poate fi mai frumos astăzi, la un secol, decât să amintim aici, în cronica spiritului, această demonstrație de eternă spiritualitate. Da. Nu era normal, și întreb eu diriguitorii zilei de astăzi, dumneavoastră, domnule prim-ministru, care aveți consilieri într-un de toate, va trebui un consilier în românism. Și dumneavoastră, domnule Iohannis, care aveți un departament centenar, ca acest moment să fi fost ridicat pe toate platformele media, în interiorul așezămintelor guvernamentale. Se fi făcut acum un duplex Paris-București, 28 iulie, în limba franceză, transmis într-un mod alegoric, pentru că este o minune de discurs, este o minune de recunoaștere
a validității noastre istorice. Mai ales acum când ni se neagă și istoria, și așezarea noastră aici, și dreptul suveran la deciziile noastre politice, și dreptul la statul național unitar, suntem contestați din toate părțile. Nu credeți că era momentul ca să facem 100 de ani de spirit românesc într-o frățietate România-Franța? Întreb și eu. Foarte frumoasă idee. Chiar dacă nu va fi 28 iulie, pentru că noi marcăm astăzi aici, la 6 TV, la televiziunea sufletului tău, iată, la cronica spiritului nostru, pentru neamul nostru, nu vă certăm, Doamne, iartă-mă. Sunteți cu griji, sunteți cu nevoi, aveți țara aproape îngenunchiată din punct de vedere al încrederii în sine. Asta e cea mai mare boală. Aici e o problemă. Pentru că dumneavoastră spuneți așa, nu vă contestăm, nu așa, nu, în fine. Ideea este că mie mi se pare că se induce la nivelul populației această uitare și contestarea acestor valori de care depinde și viitorul se face cu o viteză uluitoare. Uluitoare. Citeam și sunt câteva scrisori de genul ăsta pe internet care fac parte, sigur, din un fel de atac, un atac extrem de puternic la adresa tinerelor generații. Diverse scrisori trimise de tineri plecați în străinătate, la muncă, să-și găsească și care vin de acolo cu ideea pensionarilor, bătrânilor, uite ce nenorocire ne-ați adus. Am plecat din țară, chiar citeam recent un reportaj absolut stupid despre doi tineri care au plecat în Vietnam pentru că s-au săturat de PSD. Deci niște imbecilități de genul ăsta, dar care prind. Nu vă spun ce audiență au, în fine. Deci se face un atac atât de puternic și perfid, încât, cum să vă spun, se asociază, vedeți, orice formă de patriotism, orice formă de naționalism, orice formă de încercare de aducere în prim plan a acestor valori care ar trebui să ne definească, se face asocierea cu Rusia, se face asocierea cu, bineînțeles, Rusia înseamnă trădarea țării și așa mai departe. De asemenea, biserica este asociată, evident, cu Rusia și cu altele. Deci este un atac atât de puternic încât chiar simt nevoia de această comparație, domnule general, cu 1917. Deci atunci nu numai armata a fost capabilă de acel efort extraordinar. Poporul întreg a fost supus unei presiuni și a fost capabil de eroism. Oare azi mai este capabil? Dumneavoastră, ca să spun, nu numai armata, ci poporul. Da. Pentru cei care produc dihotonomizarea, adică împărțirea, separarea, este cât se poate de pernicios, negativ, nociv. Am spus, repet și insist cu această definiție, că armata este trup viu din ființa vie a națiunii române. Pe cum nu e armată de profesioniști, nu e armată care... Armata este, prin natura sa, parte componentă a trupului viu a națiunii. La ora actuală, se încearcă să se dea o tentă de instrument aparte care este folosit de guvernanți după pohta ce o pohtesc. De guvernanți? Da. Păi armate folosite de guvernanți. Mie mi se pare că de organizațiile din care face parte România. Eu n-am văzut că armata să fie folosită de guvern, ci am văzut să fie folosită de... Cine decide? Când spun de guvernanță, însemnând instituțiile decidente ale statului. Ale suprastatului. Mai departe, cui se subordonează decizia politică a statului român este tema unei alte emisiuni. Alte emisiuni, da. Și nu amestecăm cu cronica spiritului. Hai să o spunem cu cronica demolărilor, dacă vreți. Demolărilor spiritului, da. Demolărilor, tot ceea ce înseamnă, dacă vreți, profil identitar suveran. Nu amestecăm pentru că nu vreau să împietez minunăția de zi de astăzi, când se pregăteau prin acest discurs și mânându-se steagul pe mai departe, marile bătălii de la Mărășești și Mărești și înscrierea în cartea de istoria umanității a celor victorii despre care vorbeau toate ziarele vremii și toate ziarele lumii. Oare de ce nu se readuc în memorie? Nu pentru a ne lăuda și a ne înfoia, și pentru a atrage atenția
că e nevoie ca în permanență să existe resursa de credință în neam și țară, pentru că fără așa ceva, nu o să mai aveți dumneavoastră cine să lupte pentru țară. Pentru că ceea ce trebuie să ne unească este dragostea față de semenele tău. Îmi ești asemeni mie. Prin ce? Prin chip, prin credință, atenție, și prin model de viață. Asta înseamnă națiune și natusul comun, care au lucrarea asupra aceleiași organizări sociale. Ori organizarea noastră socială, de la Eminescu încoace, cum spunea Eminescu, de la regulamentele organice încoace, este obscură, este, cum spunea Eminescu, ca nu ca în perete, nu se lipește sufletul românului, am adus tot felul de legități care n-au treabă nici măcar cu modelul nostru de a gândi, dar hai să spunem că vrem să fim spre modernitate și să fim într-o lume a unui mecanicism, atenție, a unui mecanicism de civilizație materială, un consumism permanent și consumerismul material duce la abrutizarea șlefuirii spirituale. Adică duce la abrutizarea spiritului, nemai fiind capabil să-l mai șlefuiești. Căci ceea ce este omul în viața lui, decât o continuă, o permanentă căutare de aleasă mântuire, de perfecționare și de pregătirea trecerii într-un frumos. Da, domnule general. Noi așa am fost. Iar acei toate, care s-au jertfit pentru noi... Toate astea trebuie înțeles aspectul că această desăvârșire a unui individ nu se poate face decât în cadrul unei națiuni. Nu se poate face individual. Nu. De aceea națiunea este fundamentală pentru dezvoltarea individuală a omului născut aici. Da? Pentru că dacă ne-am fi născut în altă parte, eram, nu știu, destinați acelei națiuni. Dar suntem născuți aici. Eram chinez, eram groenlandez. Iarăși, faptul că, să spune, unii au o opțiune pro-est, sau alții au o opțiune pro-vest, sau pro-nord, sau pro-sud, singurul nostru bun este România, este această națiune. Asta trebuie să se înțeleagă. Știți ce este curios? Unii vin într-o strategie bine pusă la punct a negaționismului intern. Exact. Ne negăm noi pe noi înșine. Așa cum am găsit în foarte multe atitudini, încercând acum, știți foarte bine, în cadrul mișcării de recuperare a valorilor civilizației vechi, a civilizației daco-române, venim cu izvoare incontestabile, scoase acum, cum spune, proaspăt ieșite din negura timpului, de peste 1500 de ani, documente ieșite de la Vatican, documente și lucrări care n-au fost cunoscute istoricilor și oamenilor de știință. Nu e vina lor că n-au știut. Vina lor este că rămân încăpăținați în niște clișee și în fața documentelor și dovezilor indubitabile, cum spunea Eminescu, până și pietrele vor vorbi atunci când adevărul de săvârșire se va arăta, trec la nu se poate, exclus, negăm. Ei, negaționismul acesta nu este chiar unul nevinovat. Stați o secundă, dacă e vorba de negaționism științific, este o metodă. Nu. Și e firesc, asta e altceva. Dacă e vorba aceea este dizertația negația științei. Asta exact. E totul altceva. Nu, ei sunt convinși de adevărurile care le scoatem la viață, dar le neagă dintr-o anume servitute și care nu aparține poporului român. Dumneavoastră merge, deci, știți cu ce nu sunt eu de acord în toată teoria dumneavoastră? Și anume că, bun, e foarte firesc să ne ocupăm de aceste origini. Dar problema este că noi nu reușim să ne apărăm nici măcar ce a fost de curând. Noi și la ora actuală, uitați că vorbeați despre forme de organizare de la regulamentul organic încoace care nu sunt firești poporului român. Domnule, plebiscitul Cuza, prima formă prin care un domnitor, prima dată când un domnitor român, poate cel mai iubit dintre domnitorii români, a supus poporului, voinței poporului, judecății poporului, ceea ce vreau marile puteri. Nici la ora actuală nu se spune, da, Cuza a avut dreptate, se spune, na, Cuza i s-a suit la cap, Cuza a vrut să facă, domne, un geniu. Dar știți foarte bine cine spune așa, zice, da? Cum cine? Deci cine a afirmat? Uitați-vă bine, cine afirmă că lui Cuza este la cap? Cine îl neagă pe Cuza, domnule Dragoș?
Cum? Cine ne-a rupt? Păi, hai să le spunem pe nume. Spuneți-mi, da. În momentul în care vom identifica exact cine este emitentul, vă veți uita și în spatele lui, pentru că el e doar o flașnetă a unei voci din adâncime, din afară. Nu știu, eu... Da, în fine, la ce vă referiți? Că nu înțeleg. Păi, mă refer la următorul lucru, pentru că dumneavoastră ați intrat exact în paranteza mea cu da, acest lucru. Și nu este, nu este singur. Deci acest exemplu. Negaționism a propriilor noastre valori este instilat, este indus da? Într-un mod planificat de cine? Și subversiv. De cei, de oricine păi... dintre cei care își găsesc sau își doresc ca acest popor să fie mereu în servitute. Bun, domnul general, ok, nu vrem să spunem pe nume cine și ceva. Ok, în regulă, nu mă interesează asta, cine face. Dar pe mine mă interesează cine însă ia apărarea lui Cuza. Pentru că văd că nimeni îl atacă, corect, n-au decât, o fac. O să-i depistăm sau nu o să-i depistăm, nu mă interesează. Dar problema este, pot oare să-l depistez pe cel care îi ia apărarea lui Cuza și spune, da, domne, Cuza a avut dreptate, Cuza a fost un mare domnitor. Pot să-l depistez și eu pe ăla care a spus anul 2017 trebuia să fie an Mihail Cogălinceanu pentru că sunt două secole de la nașterea lui, unuia dintre fondatorii României. Pot să-l întreb și eu pe cel care nu a propus și avea dreptul să trebuia să propună ca anul 2016 să fie anul cea Rosetti, în fine, nu mai spun. Deci oamenii care au creat România nu sunt evidențiați, da? Nu mai spun. Zilele acestea se petrece acest scandal apropo de Mircea Vulcănescu, de Radu Gir. Da? Ajung să fie contestate aceste nume pentru că nu știu exact. Iarăși întrebarea... De către domnule, cine, domnule? De că, păi, aici stau și eu și mă întreb. Păi știm, domnule, pe de către cine? Nu, eu nu știu de către pentru cine. Pentru că dacă dumneavoastră luați apărarea lui Cuza, imediat o să spună, a, cuzistul, naționalistul, da. Apărându-ți poporul tău de vicisitudinile atacului altor tipuri de seminții, indiferent care ar fi aceasta, a celor care au ținut sub o presiune, secole la rând, acest popor, că s-a numit țar, că s-a numit austriac, că s-a numit, cum vreți dumneavoastră, turc, oricare din acestea. Cum te-a ridicat împotriva lor, cum te etichetează, îți spune amprenta, te trece la capitolul indezirabil și te bagă moara cu ciocănere a maculării publice prin media. De antidot se... pot să fiu. Ceea ce mă deranjează este că se asociază o opinie cu antiromânismul. Că spun că ești anti-NATO, n-au decât. Asta e, da, eu de întâmplător chiar sunt anti-NATO. Nu sunt anti-american, Doamne păzește, dimpotrivă, sunt filo-american. Dar nu sunt pentru această organizație. Asta este dreptul meu, nu, de a alege. Da. Vedeți, deja între mine și dumneavoastră este o opoziție. Da. Eu sunt pro-NATO în sensul tratatului inițial din 1949. Mă rog. E de seamă cu mine. Dar asta e o deci toată problemă. Deci... Asta nu înseamnă că trebuie să ne dușmănim. Când slujim, eu n-am spus că sunt împotriva afli... tratatului din 1949. Să înțeleg. Eu n-am spus că sunt împotriva tratatului din 1949 sau a NATO din 1949. 4 aprilie, 1949. Eu sunt împotriva acelei organizații care a bombardat Belgradul, care a intrat în țările arabe și așa mai departe. Deci asta sunt mare astea devieri ale celor care și-au însușit bun. Aceste alianțe în nume personal și au înșelat națiunile care au intrat în ele. Asta e altceva. Asta este altceva. Deci, mă rog, dar n-are nicio legătură și asta este cu totul altceva. Dar ideea este că în momentul de față, în loc să ne adunăm apele și să încercăm să ne respectăm, noi spunem, suntem de acord cu diversitatea, chiar în cele mai, după părerea mea, contra naturii forme. Dar nu suntem de acord cu diversitatea în spirit. Deci nu ai voie să gândești într-o direcție sau alta în condițiile în care nu te depărtezi de filonul tău. Nu te depărtezi de filonul tău, și anume România, în schimb, în fine. Trebuie să o spunem. Este o consecință firească, explicabilă, prin această ideologie mascată a uniformismului globalist. O nouă ideologie a globalismului. Ce înseamnă asta? Nu globalismul ca structuri esențializate de apărarea globului, ci de acapararea resurselor acestora. Și cea mai importantă resursă pe care o urmăresc globaliștii este resursa umană și inteligența care o produce aceasta. Asta nu e teoria conspirației, domnule? Nu este teoria conspirației, nu. Se vede cu ochiul liber. Ce trebuie să conspiri când vezi se vede la... Este totul la vedere. Și atunci, cine încearcă să
recompune ce? Ideea unui național sănătos. Încearcă să recompune dezvoltarea personalității. Ne abatem prea mult de idei. A personalității lui Io, a individului, în interiorul acestei entități numită națiune, este automat sau trebuie automat incriminat, pentru că el trebuie introdus ce? În masa cataleptică al uniului, a uniformei, a uniformismului ideologiei globaliste. Pentru că dacă uniformismul globalismului se impune, atunci producem și imigrația în masă, metizăm și toată Europa, ajungem la o singură religie științistă în care nu mai există Iisus Hristos, Dumnezeu unicul, în diofizitism, ci este un profet ca oricare altul, ca și Mahomet, ca și Brahma, și pe deasupra, hai să vedem ce punem noi acum. Hai să ne închinăm la unicul zeu care trebuie să apară acum, zeul nimicului, zeul uniformismului, zeul banului, exact, zeul satisfacției exact sexuale și așa mai departe. Păcate, am depășit timpul alocat emisiunii, însă vă propun să rămânem în continuare și vom transmite această parte a doua a discuției noastre săptămâna următoare. Însă vreau să încheiem această parte, vom reveni exact la tema pe care am întrerupt-o acum. Vreau să încheiem cu un mesaj pentru militarii români din punct de vedere al unui om care trăiește în spiritul de la 1917. Un scurt mesaj. Pentru cei ce slujesc sub drapel, din calitatea pe care am avut-o de șef al statului major general, cea de general în rezervă armate române, vă cer, iar voi acceptați după cum vă este conștiința, să rămâneți pilon de stabilitate, să fiți amprentă de identitate și nu în ultimul rând făcător de înaltă spiritualitate prin jertfă folositoare națiunii române. Cum? Luați obeliscurile de piatră, dar care vorbesc cu cuvinte de sânge, sărutați tranșeile mărășeștilor și nu mai târziu sau nici pe departe mai puțin decât ceea ce au făcut după aceea cei ce au luptat pentru reîntregirea neamului, indiferent în ce direcție au apucat-o. Fiți, deci, urmașii de credință a armatei române, trup viu din trupul națiunii române. Mulțumesc, domnule general. Stimați telespectatori, cu acest discurs emoționant, realmente emoționant și care ar trebui păstrat ca un îndemn pentru oricând. Îmi iau la revedere la dumneavoastră și revenim în aceeași formulă, preluând, reluând tema săptămâna viitoare. O seară bună!